Senzor de nivel pentru lichid, în care se poate comanda cu acești senzori relee sau dispozitive care acționează pompe sau avertizoare în cazul în care apa sau alte lichide ajung la nivelul pe care îl stabiliți dumneavoastră, adică locul unde fixați aceste senzori de lichide. Niciodată să nu le conectați direct la 220, pentru că contactele dinăuntru lor se vor lipi. Dacă vreți să le conectați la 220, folosiți neapărat relee, cum e ăsta, de exemplu, la care senzorul conectați cu baterie sau cu transformator intrarea de 3-32 de volți curent continuu și motorul sau altceva îl conectați, pompa o conectați la ieșire cu 220 de volți. Să facem și o probă, să vedem cum funcționează senzorile astea. Am acea baterie de 3 volți și un avertizor. Opresc un pic, fac legăturile și să vedem cum merge. Primul senzor l-am conectat la 3 volți și ăsta se poate fixa pentru stabilirea nivelului la lichid. De exemplu, în poziția asta, apa urcă, urcă sau lichidul și în momentul când ajunge la nivel, dă semnalul pentru ce circuit doriți dumneavoastră. Sau se poate pune în poziția asfaltă, în momentul în care apa sau alt lichid scade la nivelul pe care îl doriți dumneavoastră, unde îl fixați dispozitivul. În momentul ăla dă semnal pe relee sau pe alt dispozitiv. Am conectat și cel de-al doilea senzor, care se poate fixa pe fundul unei piscine sau pe alt loc pe care doriți dumneavoastră să dai comanda. În momentul în care lichidul urcă, senzorul dă comanda. Sau pentru partea superioară a apei sau piscinei sau locului respectiv, în momentul în care scade apa, lichidul se dă comandă. Bineînțeles că mai sunt și în comerț alte tipuri de senzori. Eu v-am arătat numai două tipuri pe care le folosesc eu. Mulțumesc!